Însă ce planuri are invitata care vine chiar acum la Prieteni de la 11? Vorbim cu ea și ne spune chiar în minutele următoare, Celia. Se pare normal să vă mă emoționez eu? Să rămână. Acum ne pupăm dacă tot ne... Da. De rea ne pupăm și eu. Supărare, că de ce? Pe duță la mare și... Te-a luat, da? Păi, da. Ați un loc? La noi, în mare, aici. În... La noi, pe plajă. Dar când mutați voi emisiunea la mare? Nu de alta, asta motiv să vin. Ești Constanțeanca, nu? Nu, sunt toată lumea crede că sunt, pentru că se face legătura cu Ionită, care mi-a fost mentor și de unde ești? Manager vreo 12 ani, așa, nu mult. De unde ești tu? Din... De unde ești? Tot timpul când aud vorba asta, mi-aduc aminte de filmulețul ăla de pe net cu de unde ești? Moș Crăciun și prietenii lui. Da, da. Și de fiecare dată când lumea mă întreabă de unde ești, îmi vine să râd. Da, Moș Crăciun și prietenii lui. Sunt din Deva, născută în Deva. De câțiva ani părinții mei au luat casă în Simeria, deci undeva hunedoreancă, ardeleancă. Și acum de când cu soțul și australeancă și timișoreancă și nici nu mai știu ce sunt. Și bucureșteancă, nici nu mai știu. Ce scrie acum în buletin? Scrie încă Deva. Încă Deva, am înțeles. Dar cum te împarți? Adică el stă acolo, el este în Australia sau a venit în România? Este, bineînțeles, este cu mine în România, suntem tot timpul împreună. Cred că sunt 6 ani de când suntem căsătoriți și cred că o singură dată am stat o lună și jumătate plecați. Separat. Și rest, da, în rest am stat aici. Că mai plec eu 2-3 zile București și rămâne Timișoara cu Angelo, pentru că e greu să-l ducem pe cel mic așa... pe fugă de colo-colo, dar în mod normal așa încercăm să petrecem tot timpul împreună. Câte că mi se pare acum? Că așa e frumos. A făcut 4 ani acum. 4 ani mulți înainte. Mulțumesc. Băiat mare. Sfârșitul lunii mai a făcut 4 ani ușor și da. A trecut perioada aceea grea, dar a trecut și perioada aceea frumoasă. Privesc în urmă la pozele când era bebeluș și da, e o perioadă care trece atât de repede și de care clar trebuie să profităm ca părinți, pentru că ei cresc extraordinar de repede și da, e o perioadă care nu se mai întoarce niciodată înapoi. O zici așa cu... Nostalgie, așa cumva, da, 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 e, pentru că în momentul în care privești pozele și filmulețele, n-a, cred că nici o mămică n-are cum să nu fie răscolită așa de primele cuvinte, de cât erau de dolofani și drăgăluți. Și de plânsetele alea de noapte, de colii. Bine, de alea nu vreau să vă... De alea nu vreau să-mi amintesc. Dar poate că e timpul să mai vină unul. E, acum suntem focusați, eu uite, miercuri filmez un videoclip și sunt, am adunat atâta energie și așa de multă bucurie și am trecut printr-o perioadă mai grea, dar a fost și perioada care m-a ajutat să mă reîncarc pozitiv, pentru că de fiecare dată când ajungi la greu, eu cel puțin, de fiecare dată când ajung la greu, simt nevoia să mă rog foarte mult și în momentul în care mă rog mult, mă și încarc foarte mult. Așa că acum, cum să spun, un greu din viața mea tot timpul aduce un bine și sper ca viața de acum, eu știu, următoarele evenimente speciale să fie pline de bucurie. Dacă alte evenimente au fost pline de tristețe, cu siguranță se întoarce roata. Ai pronunțat un cuvânt magic, așa că următorul invitat poate să intre. Când zici de rog și rugăciune, e părintele Visorian Alexa, pregătit. Bine, sănătos? Și ploua. Și ploua. Ce ploua, părinte? Ploua afară, mai ploua afară. Am zis numai cuvinte de bine de dumneavoastră și... Da. Acum, știți, când spovedești pe cineva, le auzi pe cele rele. Dar e bine totuși să ții un echilibru. Nici când auzi numai de bine de un om nu e bine și nici când auzi numai de rău nu e bine. Pe undeva pe la mijloc. Așa este. Celia ne spunea că a trecut și prin perioade ceva mai grele și că a trecut peste ele prin rugăciune. Ceea ce... Da, prima lovitură puternică pe care am luat-o și care m-a făcut să caut răspunsurile și, după cum spuneam, am găsit mereu răspunsurile prin rugăciune și cum se întorceau înapoi răspunsurile la întrebările mele, care pur și simplu îmi alinau sufletul. Pentru că, așa cum am mai spus în câteva rânduri, sunt 100% sigură că cel mai bun medicament pentru depresie și pentru tristețe e rugăciunea. Pentru că în rugăciune primești toate răspunsurile. Adică am pierdut o sarcină după ce m-am rugat
gândurile mele s-au liniștit și mi-au venit, măi, poate că Dumnezeu a ales cel mai puțin greu sau rău care ți s-ar fi putut întâmpla. Adică îmi vin așa niște răspunsuri care pur și simplu sunt pansament pentru suflet și de fiecare dată când am nevoie mi-am găsit liniștea în asta. Este foarte important să fim pozitivi în ceea ce facem, însă vedeți, viața nu e numai pozitivă. Are de toate. O viață e completă și cu bune și cu rele, însă ceea ce cred că are nevoie omul în viață este dorința sau nevoia de sens și cineva spunea și de iubire. Omul are nevoie de sens și de iubire. Sunt două motoare care îl mișcă pe om. Nu le are, începe să se clatine, începe să sufere. Iată, noi avem acum suntem în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și de vreo 3 săptămâni suntem într-o perioadă de postire. Oamenii care sunt apropiați de Dumnezeu știu că este o perioadă de pregătire sufletească, de mult echilibru sufletesc. E foarte bine în aceste momente, în aceste săptămâni de postire, să citim puțin viața acestor doi mari oameni care au fost Petru și Pavel. Mă opresc la Pavel. Apropo de rugăciune și de câtă nevoie avem de Dumnezeu pentru situațiile grele din viața noastră. Pavel la un moment dat spune că a fost bătut, a fost aruncat în apă să moară înnecat, a fost bolnav, a fost singur, a fost lipsit de toate, a dormit sub cerul liber. Și el spune așa, niciodată nu am deznădăjduit. De ce? Pentru că am ajuns să nu mai trăiesc eu, în sensul egoist, am ajuns să nu mai trăiesc eu pentru ale mele, ci am ajuns ca Hristos să trăiască prin mine. Vedeți sensul acesta adânc al vieții? Că ai un scop, ai o țintă, te îndrepți spre ceva, îți dă atâta putere încât poți să treci peste orice încercare pe care viața te oferă. Și de ce avem încercări aici pe pământ? Pentru că suntem în exil, nu suntem acasă. Dacă noi înțelegem toată viața noastră, atunci înțelegem faptul că ne îndreptăm spre casă. Suntem în drum spre casă. O casă care nu e aici pe pământ și unde ne vom întâlni cu toții. Cu copiii noștri, cu oamenii pe care i-am iubit, cu părinții, cu bunicii, cu toți. Ne vom întâlni în această casă minunată care în limba noastră a creștinilor se numește Casa lui Dumnezeu, Cetatea lui Dumnezeu, iar toți ne vom întâlni acolo. Avem credința aceasta și de aceea pentru noi creștinii situațiile grele din viața de aici de pe pământ sunt suportabile pentru că știm că încă n-am ajuns acasă. Suntem pe drum, călători. Sigur că un om care călătorește nu o să se oprească din drumul lui și să rămână într-un loc să gândească, gata, am ajuns. Nu? Deci ești în tranzit, treci prin viața aceasta. Dacă avem conștiința aceasta că suntem într-o călătorie și că ne îndreptăm spre ceva, ceva unde vom avea o plenitudine a existenței noastre, unde toate se vor împlini, atunci eu cred că viața capătă sens. Și unii dintre noi rămân totuși aici. Părinte, știți ce voiam să vă zic? Că am provocat pe Florin, fiți atenți. Nu, știți că avem multe în care nu suntem de acord, dar mi-aș dori și chiar îmi doresc, da? Când ajungem acolo, dacă ajungem să-mi ziceți și să ne întâlnim, să ziceți, ți-am zis eu, bă, că e așa, chiar mi-aș dori să-mi Florine, pe bune. E atent, că eu am răbdare. Chiar ieri vorbeam cu câțiva colegi de trupă, da. Și am zis să... Dacă varianta asta este ce și acolo ne întâlnim aceeași gașcă și ne vedem. Știți, părintele Arsenie Papacioc era la un interogatoriu în închisoare. Vă zic repede istoria aceasta că răspunde întrebării tale. Marele duhovnic de la Techerghiol și unul dintre gardienii comuniști îl băteau peste, îi dădea peste ochi și părintele începe să râdă. Și ăla tot îi spunea, spune că nu există Dumnezeu, spune că nu există Dumnezeu și iar îi mai dădea câte una. Și părintele Arsenie izbucnește în râs. Și ăsta se uită la el, zice, bă, ori ai nebunit, ori ai ceva în minte, spune-mi ce ai în minte. Și zice, fii atent, dacă eu spun că nu există Dumnezeu, o încurc eu. Zice, dar dacă eu spun că există Dumnezeu, o să o încurci tu. Corect. Așa că... Celia rămâne cu noi și după pauză. Părinte, mulțumim frumos. Nu, duminică aș vrea să nu uităm că sunt zilele.
Așa că va fi și David. Ziua ei românești. Mm-hmm. E ziua... Ziua lui David. Da? Da. O, la mulți ani. La mulți ani. De ziua nașterii Sfântului Ioan Botezător. Așa că e o sărbătoare minunată și să nu uităm să punem Mia românească pe noi. Nu aia cumpărată din China, ci aia făcută în țară. Și nu numai în weekendul ăsta, ci în toate prilejurile. E foarte frumoasă. E mulțumim frumos, părinte. Celia ne cântă după pauză, așa că aveți motive să rămâneți cu noi. După pauză.